Domnul președinte Horia Tuțuianu, președinte al Consiliului Județean Constanța, s-a deplasat în dățile anterioare la Bruxelles, unde a încercat să găsească surse de finanțare pentru Județul Constanța. De asemenea, la Minister și a reușit. A reușit să aducă 5 milioane de euro anul trecut pentru noul delfinariu, pentru extinderea delfinariului, care presupune triplarea volumului de apă, triplarea suprafeței. Delfini, ape, ape necesare delfinilor, și din acest punct de vedere ne putem mândri, ne vom putea mândri cu, cred, cel mai frumos și modern delfinariu din Estul Europei. În consecință, ne dorim ca, în continuare, să găsim soluții de finanțare externă pentru a realiza mari proiecte. Firește că veniturile noastre ne permit investiții mai mici investiții care presupun amplasamente pentru animale, de asemenea și modernizări. Însă, pentru marile proiecte, ca de exemplu o nouă clădire la planetariu, ca de exemplu un nou acvariu, cu aș, ca și acest nou delfinariu, extinderea delfinariului, banii, sursele guvernamentale sau europene sunt de dorit. Sunt sume foarte mari, sunt sume care presupun eforturi considerabile și ar putea să le facă Europa, ar putea să le facă toată țara, fiindcă sunt în beneficiul cetățenilor acestora. În consecință, ne dorim și ne așteptăm ca în perioada următoare, în februarie, să facem o întâlnire cu Direcția de Proiecte a Construcției Județean-Constanța, cu domnul președinte, cu care să reușim să promovăm proiecte, idei, care să ajungă la finanțatori guvernamentali sau europeni și care să constituie puncte de plecare pentru noi investiții. Noi investiții și noi modernizări. Un nou acvariu încă nu este finanțat, proiectul este finanțat și proiectul este pe masa construcției județean Constanța, însă lucrarea propriu-zisă încă nu este finanțată, trebuie să găsim finanțatorul. Motiv există. Un acvariu este necesar. Un acvariu este un pol important pentru turismul constanțean la Marea Neagră, turismul la Marea Neagră, fiindcă oferă o componentă, bioturismul, o componentă care completează oferta turistică. Firește că oamenii vin la plajă, firește că oamenii vin să distreze, dar oamenii au și familii, copii că, care vor să facă și altceva. Ei bine, bioturismul este un element important ce ține și de educație și responsabilitate. În consecință, ne dorim și un planetariu nou, fiindcă dacă vom avea anul acesta echipamentele noi ce se află acum pe, pe masa. Uh, tratativelor la, la faza de achiziții, la, este vorba de licitație, după ce, după ce vom avea un nou planetariu, ne vom gândi imediat la o nouă clădire pentru acest, acest echipament, un echipament de aproape milion de euro. O nouă clădire care să satisfacă nivelul la care am ajuns cu echipamentul, nivelul care, care va presupune, cel puțin în sezon, în timpul sezonului, un număr mai mare de scaune pentru vizitatori. Acum 60 de scaune ne ajung pentru vizitatorii din, din, timpul anului, din extra sezon, pentru Constanțeni. Însă, în vară nu ne-au ajuns și nu ne ajung și, în consecință, trebuie un nou planetariu. Ne gândim și la acest, acest planetariu, un observator modernizat. Sunt foarte multe elemente ce pot să țină de, 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 de bioturismul constanțean și care, bioturism, și nu numai, și care se constituie uh, un, o atracție importantă. Mulțumesc din acest punct de vedere ce s-a întâmplat până acum la Consiliul Județean Constanța a fost extraordinar și visul meu a fost să am un alt delfinariu și iată că se apropie. Iar uh, mulțumesc în continuare implicării domnului președinte în proiectele viitoare, pe care deja le văd începute. Mă refer la nouul Lac Vare, de exemplu.